și acolo, pentru altă magie, a pus la care o mare petrecere, cu muzică, cu dans, cu aprobație. Și când era petrecerea în doi, ea s-a furișat și a eliberat celelalte zâne. Și împreună au făcut o vrajă și astfel că toate vrăjitoarele au fost închise pentru câteva sute de ani. Ei, în acel moment, curățenia nu a mai fost considerat un defect, ci o calitate. Ba mai mult, de fiecare dată când se năștea un copil curând, era un motiv de bucurie, pentru că se spunea că acel copil o să realizeze niște lucruri mărețe. Această poveste este ca o parabolă pentru defectele noastre. Pentru că de ce să nu recunoaștem? De tot ne-am uitat în oglindă și nu ne-am gândit oare de ce nu sunt mai slabă, sau de ce nu am mai mult păr, de ce nu am ochii verzi, de ce nu am nasul mai mic, sau nu știu, știți voi mai bine. Fiecare reușim să ne criticăm din când în când. Dar v-ați gândit vreodată că poate un defect pe care îl avem ceilalți ar putea să-l vadă ca o calitate? De exemplu, eu știu persoane care se fardează ca să-și ascundă pistrui, când ele sunt foarte simpatice cu pistrui respectiv. Și să nu mai vorbim de operațiile estetice. Noi când nu reușim să ne acceptăm pe noi și pe cei din jurul nostru, înseamnă că ne condamnăm și pe noi și condamnăm și pe ceilalți. Ne judecăm și pe noi și judecăm și pe ceilalți. Atâta timp cât nu poți să-l accesi pe celălalt așa cum e, înseamnă că tu îi transmiți că nu e suficient de bun, că ar trebui să se schimbe, să fie altcineva, o altă persoană, sau eventual să poartă mască. Încearcă să fie altfel ca să poți să te iubesc. Dar a iubi pe cineva înseamnă să accepti acea persoană în unicitatea absolută pe care o are. Și atunci când noi simțim că suntem acceptați de ceilalți, devenim mult mai echilibrați, avem încredere în noi și dobândim o putere interioară fantastică și un sentiment că suntem acasă. Și în loc de încheiere, o să vă rog să facem un mic exercițiu pe care nu știu dacă l-ați mai făcut până acum. O să vă rog să vă întoarceți către persoanele de lângă voi, să le luați de mână, să vă uitați în ochii persoanei respective și să-i spuneți de accept așa cum ești. Oh, să-l iau cu mână, la piață în